Conform noii hotărâri, în perioada 24 ianuarie-4 februarie, instituțiile de învățământ general vor activa în regim online, cu excepția grădinițelor. Reprezentanții guvernului mai recomandă angajatorilor din sfera publică și cea privată să-și desfășoare activitatea de la distanță sau pe ture, dacă acest lucru este posibil. Având în vedere pericolul pe care această tulpină îl reprezintă pentru copii, se propune trecerea școlilor în online. Inițial pentru 2 săptămâni și aș vrea să vă comunic că la momentul de față absolut toate secțiile pe care le-am reactivat pentru ca să spitalizăm copiii bolnavi cu COVID sunt pline. La fel, toți cei care au atins vârsta majoratului vor trebui să prezinte certificatul COVID la intrarea în centrele comerciale, spațiile de deservire și agremente de tip închis. Actul nu va fi necesar în gări, aeroport, bănci, poștă, magazine alimentare, cu produse de igienă și alte spații de primă importanță. Accesul în centrele comerciale va fi permis clienților în baza certificatelor COVID, cu excepția cazului în care clientul merge către unități prevăzute în paragraful pe care l-am anunțat precedent și numai dacă este acces direct din stradă. A existat ideea să avem această prevedere doar pentru centrele comerciale, dar nu putem să discriminăm magazinele în funcție de spațiu în care se află. De asemenea, pentru a reduce circulația cetățenilor în spațiile publice în orele de relaxare, în localuri sau restaurante, oamenii vor avea acces doar între orele 22:00 și 07:00. În contextul restricțiilor pentru a atenua impactul social și economic, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a creat 4 mecanisme care prevăd suport financiar pentru angajați și angajatori. Primul se referă la obligația angajatorului de a acorda 2 zile libere pentru salariații care s-au vaccinat cu o doză. Serviciul fiscal transferă angajatorilor costul integral, încă o dată, costul integral, inclusiv asigurările sociale ale zilelor libere acordate salariaților pentru vaccinare până la plafonul de 558 de lei pe zi, echivalent cu un salariu de 12.150 de lei. Al doilea mecanism este dedicat părinților care au un copil de până la 12 ani sau cu dizabilități care învață online. Aceștia vor putea beneficia de zile libere pentru a sta cu copilul. Doar unul dintre cei doi părinți poate beneficia de zile libere în cazul în care depun cerere. După aceasta, angajatorii completează lunar o cerere automatizată pe același sistem de raportare electronică și CNAS va transfera angajaților indemnizația pentru zilele libere egală cu 50% din salariul de bază până la plafonul de 150 de lei pe zi. Un alt mecanism prevede șomajul tehnic care se aplică în cazul reducerii activității economice din cauza restricțiilor impuse în contextul COVID-19. Guvernul va prelua costul acestui șomaj tehnic integral până la plafonul de 50% din salariul mediu pe economie. Angajatorii pot suplimenta din surse proprii această indemnizație în cazul în care consideră necesar să ajute suplimentar. Cel de-al patrulea mecanism este regimul de activitate redusă care poate fi aplicat de către angajator cu acordul salariaților. În aceste condiții, angajatorul distribuie timpul de lucru în rândul angajaților vizați, iar lunar solicită ajutor prin cerere automatizată. Practic, jumătate din valoarea timpului nelucrat va fi plătită de ANOFM, astfel permițând salariaților să-și păstreze puterea de cumpărare în perioada de activitate. Totodată a fost actualizat protocolul clinic național. Conform modificărilor, doar persoanele nevaccinate care au interacționat cu persoane infectate vor fi plasate în carantină. În ceea ce privește restricțiile, ministra afacerilor interne, Ana Revenco, a declarat că forțele de ordine vor fi implicate în prevenirea și combaterea tulpinii Omicron. Inițial, responsabilii vor informa cetățenii, iar în cea de-a doua etapă vor asigura respectarea regulilor prin aplicarea amenzilor.